astăzi vom lua prânzul împreună într-una dintre locațiile dragi mie. Și spun asta pentru că de câte ori pășesc pragul acestei locații, am senzația că intru la mine în sufragerie. Aici este o atmosferă caldă, primitoare și așa cred eu că ar trebui să se desfășoare o masă perfectă. Prima oară vreau să deschidem un bar, dar am găsit locația asta de care ne-am îndrăgostit pe loc și ne-am dat seama de potențialul ei. Bucătăria a venit ca un bonus, pentru că noi, eu împreună cu viitorul meu soț, mâncam numai în oraș și mereu aveam dilema unde să mâncăm, ce să mâncăm, timpul nu ne permitea să gătim acasă. Și într-un final aveam bucătăria noastră la dispoziție cu toate preparatele pe care ni le-am fi putut dori. Ne-am orientat către bucătăria italiană. Amândurora ne plăceau pastele, pizza, salatele specifice Italiei și am zis că ar fi cel mai potrivit pentru noi. Avem trei bucătari care au făcut numai bucătărie italiană, unul dintre ei a lucrat chiar și în Italia și meniul l-am conceput împreună, plecând de la lucrurile care ne plăceau nouă și după aceea consultându-ne și cu prieteni, cu bucătari, ei având experiență știau ce se consumă cel mai bine sau ce își mai doresc oamenii, ce au mai cerut și astfel am definitivat meniul, pe care de altfel nu l-am definitivat pentru că el se îmbogățește de la o lună la alta, pe măsură ce ne fac clienții propuneri, sugestii, chiar și noi mai inventăm diferite preparate. Aici am descoperit preparate noi, interesante, însă ceea ce mi-a atras atenția în mod deosebit este un fel de pizza pe care mi-am dorit tot timpul să-l găsesc în meniul restaurantelor. 6 feluri de pizza într-una singură. Preparat-o pizza specifică napoletană, cu blat mai gros. În Italia preparam frecvent această pizza, iar clienții veneau special să o mănânce. Sunt 6 felii cu gusturi diferite. Fiecare felie fiind o experiență nouă pentru papilele gustative, chiar în același fel de mâncare. Suntem diferiți de alte restaurante prin faptul că noi nu lucrăm cu tăvi, lucrăm cu plase numite retine. Aerul cald pătrunde pe toată suprafața blatului, făcându-l mai crocant și mai gustos. Noi am făcut primul pas către vară, am scos geamurile, am pus și flori. Urmează să facem și o terasă, dar deja localul nostru e open space, adică nu mai e senzația aceea de restaurant închis. Avem aer curat, avem mâncare bună, unde așteptăm clienți care doresc să savureze niște preparate delicioase, să se bucure de o muzică bună, de o ambianță relaxată, pentru că noi aici am pus foarte mult suflet și ne-am ocupat de fiecare colțișor, ca și cum ar fi casa noastră. Fiecare poză a fost aleasă cu atenție, fiecare cărămidă care a fost pictată a fost un subiect de discuție și de dezbateri. Și ne dorim ca și clienții să se simtă bine și totdeauna ce am făcut au fost acțiuni orientate către client, pentru că și noi la rândul nostru am fost clienți și adunând experiența noastră, a ieșit restaurantul pe care îl avem acum.